Și suntem on, Daniel. Bună, bine ai revenit. Salut, Codrin. N-am mai văzut de un minut jumate de când am registrat partea pentru toată lumea. Pe când asta Spoiler da, free. dacă urmă, exact corect, dacă urmărești acest episod, doamnelor și domnișoarelor, veți observa roșu la thumbnail și spoiler cast în descriere plus whatever pe acolo. Asta înseamnă că în episodul ăsta intrăm adânc în spoilere. Inițial e pus pentru membrii ca să se bucure de banul pe care îl cheltuiesc pentru acest entertainment extra fantastic și hai să-i dăm. Da, hai să-i dăm. În sfârșit putem să vorbim spoiler, Da, e să rupem eticheta spoiler free. da, într-adevăr, Da. e mult mai eliberant spoiler free, Da, fiindcă abia poți să așteptam. zici pe când trebuie să-l voalezi, știi, trebuie să te abții că-s copiii în preajmă, nu trebuie să vorbești urât, știi, că-s copiii, Exact. știi, fix faza aia. Pe când acum putem să-i dăm. Începem cu cel mai brutal lucru din ăla, începem cu finalul direct ca să Nu, schimbăm nu, nu, nu. Eu zic să începem așa, de la să o luăm început. ușor, de la început. Mi-a plăcut foarte mult începutul și sper ca în fiecare episod să fac chestia asta. Să descoperi oarecum, să ai o parte din începutul fiecare episod în care să vezi ce s-a întâmplat în spate, în trecut. Și în episodul numărul 2 vedem locul de unde a început totul. Și mi s-a părut foarte frumos regizată acea mini-poveste. Aia tot ideea Da. lui Craig Mazin a fost, că tot în podcastul pe care l-am ascultat, Neil l-a întrebat de ce ai făcut aia, ceva în genul ăsta, știi? Și Craig explică, bă, am vrut să... Pe lângă ce a zis el, e clar, explică mai mult pentru restul lumii cum funcționează cordicepsul și fungusul ăla și așa mai departe. Și sincer, mi-aș dori să continui cu această chestie, adică mi-aș dori ca și în episodul 2 să 3 să văd un fel de 5-6 minute de mayhem sau 4 minute de mayhem, momentul în care chiar în Jakarta, mi se pare că erau, nu? În Indonezia, da, nu mai știu, da. În Indonezia, Nu le-am așa, cu geografia. se întâmplă tot felul de lucruri și să folosească în fiecare episod acest moment al începutului în care se explice niște lucruri pe care s-ar putea ca privitorii să nu înțeleagă, știi? Să folosească de acest lucru și ar putea pe tot parcursul Last of Us să folosească acest început în a explica niște relații anterioare ale lui Joel, niște momente anterioare cu Tommy. Adică sunt multe lucruri pe care ar putea să le facă prin acest început de 2-3 minute. Și mi-aș dori la fiecare episod să se întâmple aceste 2-3 minute, pentru că câteodată ai nevoie de clarificare să vezi ce s-a întâmplat în spate ca să poți judeca mai bine prezentul. De-aia e mișto și cum au legat, adică pe lângă faptul că au scopul narațiunii respective să explice mai mult la om cum s-a întâmplat și toate alea, are și o legătură mișto la un moment dat când ies ei din clădire și o întreabă Ellie pe Tess, aici au bombardat și a spus ce a spus acolo Da, și au făcut exact. legătura asta Și au mișto, făcut adică legătura foarte bună. puține lucruri rămân de sine stătătoare, stand-alone acolo, în care să fie de dragul de a fi. Adică nimic nu e acolo de dragul de a fi. Mă rog, nici reclamele. Și fiate, nu știu dacă ce reclame ai observat, că eu le-am notat aici. Nu am observat foarte multe, să știi, de data asta. Eu m-am uitat foarte mult pentru că a scris acolo că s-a întâmplat totul în 2003. Și mă uitam să văd dacă sunt greșeli de art department, știi? Și eram curios, de exemplu, să aflu dacă a fost o epidemie de SARS între anii 2000-2005 în A, că Indonezia. era posterul ăla la Da, început. era un poster foarte mare de SARS. Păi da, SARS Așa. era... N-au folosit americanii sau britanicii ce dracu erau atunci SARS pe maiași sau pe nativi americani? Știu că e de când hău boala aia. Știu că le-a dat pături cu SARS sau ceva de genul să-i infecteze, să-i omoare. Sau poliomielită, nu mai știu, nu mă bag foarte bine pe lucruri pe care nu le cunosc atât de bine. Dar eram curios, știi, la un moment dat să caut, să văd dacă respectă, știi, timeline-ul actual. Nu am văzut foarte multe reclame. Tu ai văzut în lumea creată, în oraș, Nu, eu reclame? spuneam după, când au început cu, în prezent cum ar veni, în 2023.
În 2023. Da, nu, chiar nu m-am uitat la lucrul ăsta. Și ceea ce mai vreau să spun aici la început este că am avut așa un feeling de Resident Evil, serialul de la Netflix, în Am avut care onoarea. acolo îmbină foarte bine trecutul, adică sunt două povești separate, practic în fiecare episod, în care vezi ce s-a întâmplat în trecut versus ce se întâmplă în prezent. Numai că acolo e o chestie duală care merge tot serialul, adică practic ai o parte din episod în care vezi ce s-a întâmplat în trecut și o parte ce s-a întâmplat în prezent. Povestiri în oglindă, zici, Daniel, cum am fost învățat la Da, română. și e foarte mișto că nu intuiești ce se întâmplă în prezent, cum ar veni, față de ce vezi în trecut, decât destul de târziu. Și asta este o maestrie, aș putea spune, a scrierii, știi? Că se întâmplă lucrul ăsta. Am avut un feeling și în Last of Us când am văzut cum a început cu acea scenă, dar nu cred că vor merge pe acel drum cei de Last of Us. Nu cred că vor schimba ponderea acestor povestiri, dacă vor exista și în episodul 3, 4, 5 și 6. Da, Dar mi-ar plăcea să există. cred că ori va rămâne la fel, ori vor scăpa în totalitate de chestia aia. Depinde ce vor ei să mai adauge, sau Craig, ce a vrut Craig să mai adauge la ca informație. Calea sunt puțin, sunt chestii introductorii, ca să le zic așa, adică e pentru... Eu n-am simțit mare lucru de la scena aia, în afară de, ok, mișto, precizată acțiunea, pot să apreciez ce s-a întâmplat acolo, dar știind jocul, eram, ok, știu aia. Și în timpul ăla m-a lovit, stai că nu-i pentru mine, e pentru oamenii Da, care nu știu corect. jocul. Și foarte corect făcut, foarte corect, chiar dacă e Da. redundant pentru mine, e tot făcut în mișto, nu știu, colorizarea a fost faină. Chiar și mi s-a părut foarte brave faptul că au făcut-o în indoneziană sau în ce limbă era acolo, că pe când puteau să dea cu accente stâlcite în engleză și au zis, bă, nu vreau experiența nativă a oamenilor. Din Indonezia, făi să, știi? S-au putea să da direct în engleză, într-o engleză foarte Asta zic, bună, și puteau aia să pună era. acolo. Și nu, cred că a fost puțin curajos ăsta, fiindcă, na, nu rezonează cu oricine chestia asta. Cred că, de fapt, E... au ținut foarte mult la realism, făcând treaba asta și. Autenticitate, da. Da, și cred că vor continua să funcționeze pe această idee. Hai să intrăm în pâine, aș putea spune. Ok, prima scenă ce e? Ellie în poziție fetală, vede lumina deasupra ei, flori, toată scena aia fericită. Este foarte mișto scena aia. Este foarte mișto din punct de vedere, hai să spunem, liric, cum au aranjat decorul pentru acea scenă, pentru că dacă observi, El este pe un pat de mușchi, cum ar veni. Ai văzut că acolo unde doarme este un pat de mușchi și te duce cu gândul la ciuperci. Așa sau pe mine m-a dus cu gândul la lucrul ăsta. Ea este în lumină, iar Joel și Tess stau în întuneric, cum ar veni. Și pe parcursul discuției, o să vorbim și despre ce au discutat, dar pe parcursul discuției se întâmplă un lucru. Joel și Tess sunt foarte circumspecți pentru că au aflat în episodul 1 că el Sunt este în implicat. gardă rău de tot, adică posibil să nici nu fi dormit sau să fi dormit cu tura. Că la un moment dat când se Exact. ridică Eli, amândoi se aud sfâixurile de la armă când zvânesc și Da. Joel era, stai, stai, ho, ho, stai, chill. Știi? Așa a fost față de Așa. Eli. Și acum, știi, vreau să vorbesc de partea asta de în care non-verbală a lucrurilor, știi? Ellie stă în lumină, ei stau în întuneric. Ellie încearcă să-i convingă că Nu se este transformă. infectată, dar nu se transformă. Și Tess, la un moment dat, pășește în lumină. Există un moment în care Tess se duce la Ellie și intră în lumină. Și, în practică, în momentul în care Tess începe să creadă. Joel rămâne întotdeauna în întuneric. Dacă te uiți la toată scena, o să observi lucrul ăsta, pentru că el nu crede. Înțelegi? Este în continuare circumspect, încă este acolo, știi, în care își dorește să o omoare, pur și simplu, și să scape de problema asta cu totul. Fix, scuze că te întrerup, dar ca să
pun și mai mult accent pe ce ai zis tu, e fix mini disputa aia sau chiar disputa aia între Joel și Tess, în care Tess îi spune că hai să credem în asta, hai să, chiar dacă nu știu ce, tot primim bateria la final, pe când Joel ia deja vorbele ei din gură și spune încă un leac, încă un laborator, încă o naia, am trăit asta de atâtea ori. Efectiv, omul era pe treaba lui, în întuneric, cum se spune. Pe când ea voia altceva, avea încă speranță în ea, pe când Joel era un lucru pe care l-am văzut de când a aruncat băiatul ăla în foc și... acolo da, e un moment extraordinar de important pentru a arăta caracterul lui Joel. Fapt ce reiese și de aici. Și se leagă partea asta lui Tess cu ce zicea ea și cu faptul că voia să spere. Despre asta e vorba. Vrea să creadă că poate există altceva. Și se leagă cu discursul ei de la final la care o să ajungem și acolo. Scuze, continuu. De remarcat aici este că știi cum se poziționează toți trei, știi? Ellie este, să zicem, adolescenta pură, Tess este persoana cu experiență de viață, dar care totuși nu a renunțat la idealurile ei și la un moment dat intră în lumina și acceptă să creadă și această variantă că s-ar putea să fie ceva cu Ellie diferit și s-ar putea să conteze. Iar Joel, care stă în întuneric și în continuare este în ideea că am mai văzut lucrurile astea, experiența lui de viață este de ajuns, da, este de ajuns încât să nu mai creadă în prostii de genul ăsta și vrea să tranșeze toată problema, ori să scape de Ellie, ori să o ducă undeva, ori să o omoare pur și simplu pentru că o consideră un pericol și s-ar putea transforma. Și am remarcat chestia asta scenică, știi, cum e făcută scena, foarte mișto este regizată acea scenă și cu lumina aia care cade pe Ellie. Mi-a plăcut lirismul ăsta, știi? Apropo de rib, de cum sunt personajele în cadru și cum se situează și care este momentul. E foarte mișto că momentul în care Tess, adică vezi că la un moment dat vrea să creadă și își exprimă dorința că ok, aș vrea să cred chestia asta, intră în lumina în care era Ellie, știi? Asta în... iau cum vrei, dar e tot... lumina e cunoaștere și întunericul e... Exact. Despre asta discrepanța asta, da, e foarte liric, cum ai zis tu. Că întunericul e și... nu neapărat singurătate și frig, dar e pericol, e frică, e statornicie, e lipsa cunoașterii și poți să-i spui, poți să-l caracterizezi ca un fel de predare, adică ca un fel de abandonare a speranței. Stai în întuneric, nu vrei mai mult, știi? Nu vrei lumina, lumina fiind cunoașterea, nu vrei ceva nou. Nu, tu nu vrei să accepti nimica nou, rămâi în întunericul tău, știi? Ignoranță. Exact. Nu neapărat ignoranță, cred că Joel consider că este destul de, adică i s-a întâmplat atât de multe lucruri încât are credința asta că nu poate ceva să-l mai surprindă. Pur și simplu și nu își dorește să fie surprins cu genul ăsta de lucruri. El alege să stea în întuneric. Și nu neapărat adică nu e o chestie rea, e pur și simplu așa este personajul și mă bucur că l-au făcut așa. Pentru că probabil în viitor o să vedem ascensiunea lui Joel din acest punct cel mai low posibil. Mă rog, și la sfârșitul episodului, de fapt, vedem zvâcnirea bruscă a lui Joel de a accepta această lumină până la urmă, pe care în momentul ăsta al scenei nu a acceptat și își dorește să scape cât mai repede de Ellie posibil. Încă un lucru din scena aia care mi se pare foarte mișto făcut și din păcate nu vom mai primi aceste scene, e văzând-o pe Tess ca, hai să-i spune, în lipsa unui cuvânt mai bun, liderul lui Joel, fiindcă și în primul e un raport de, el o ascultă pe ea, voit,
nu e subjugat sau ceva, dar el o ascultă pe ea. Reiese asta și la final când îi spune, te rog, du-o, fă asta pentru mine, nu ți-am cerut niciodată să simți ce am simțit eu, cred că se referea la unul față de celălalt. Și Joel era pus mai mult ca un fel de, mă rog, mult spus bodyguard, dar she called the shots. Ea era cerebrală. Ea era, ok, vezi, facem asta, nu știu ce. Și fac legătura la primul episod, când vine ea bătut acasă, Joel îi spunea să mergem să-i dăm și ea spune, oricât de mult mi-ar plăcea să îi distrugi pe, adică să-ți dau drumul la zgardă, la lesă, nu e decizia corectă, intelectual vorbind. Și am zis asta fiindcă reiese în scena aia fix același lucru, cât de cerebrală ea față de Joel, care pur și simplu nici nu-i pasă. Omul e... Cred că relația dintre Joel și Tess ar fi fost de exploatat mai mult, pentru că, exact cum ai zis tu, nu este o relație de subjugare. Eu am impresia că există o experiență atât de vastă între ei doi, încât pur și simplu Joel și-a dat seama că el acționează asupra impulsului mult mai puternic, iar Tess probabil își ia timp și judecă situația și după aia face un plan și atacă și probabil e un strateg, Tess, strateg bun, pe când el e generalul, știi, el măcelărește tot din... Exact, el adică pe bază de impulsuri mai mult, știi, și încearcă să le ducă, ok, s-a întâmplat, reacționez fix acum. Și se vede în scena de cum se desfășoară scena în muzeu, în momentul în care clickerii atacă, cine se descurcă de fapt mai bine, adică Joel este mai bun la faza asta și își păstrează mai bine cumpătul față de Tess, care este mult mai haotic, să spunem. Deci fiecare are partea lui și este o relație echilibrată. Nu putem spune că Tess îl subjugă pe Joel. Da, nu să zic asta. Și nici invers, nu putem să spunem că Joel este într-o relație în care Tess depinde de el ca să supraviețuiască. Nu e vorba de asta. Sunt două caractere foarte puternice care și-au dat seama de aptitudine fiecăruia și nu încearcă să intre pe teritoriul celuilalt. E un raport. Pe teritoriul celuilalt. E un raport de egalitate. Extrem de bine echilibrat, da, exact. Și asta spuneam și în varianta free acestui clip non-spoilerish, că deși pare că nu sunt multe spuse, sunt foarte multe lucruri mici la care dacă stai mult, reies bogății din astea narrative, știi? E foarte fain. Mi se pare că poate e puțin prea... poate sunt prea multe finețuri pentru mass appeal, dar în același timp... Nu cred, cred că... Adică gândește-te cum văd de ceilalți care se uită la acest serial, necunoscând jocul, au același feeling, aș putea să spunem, dar noi care știm povestea jocului și suntem super pasionați, noi vedem lucrurile astea, adică ne sar în ochi, pentru că suntem obișnuiți din cauza poveștii jocului și căutăm să vedem cum a fost făcută povestea și dacă povestea ține. Și povestea ține foarte bine, adică personajele sunt construite în așa fel să ducă la deznădământul poveștii și pur și simplu aportul, ceea ce simt personajele, cum se manifestă ele în spațiu, îți arată că decizia lor finală de la sfârșitul poveștii este una perfect aliniată cu ceea ce simt ei. Știi? Și noi ne uităm. Noi ne uităm la lucrurile astea foarte mult și ne bucurăm că vedem că și în serial se întâmplă acest lucru și de-aia ne sar mai mult în ochi. Dar ele sunt puse acolo și pentru ceilalți care nu au jucat jocul și dacă se vor întoarce și vor privi mai atent totul, își vor explica foarte ușor. Și îmi place lucrul ăsta, că e făcut și pentru ceilalți să vadă. Ok, nu vezi acest lucru, cel puțin îți dai seama. Relația între ei este o relație de egalitate și nu știu ce. Dar dacă te surprinde finalul și zici, wow, aș vrea să revăd chestia asta, să văd cum au relaționat toate lucrurile, punctele se leagă, știi? Uh-huh. De asta povestea jocului este o poveste foarte bună, știi? Și a serialului. Mă bucur că, adică merg în aceeași idee. Adică zici că e genul de poveste atât de bine împletită încât
dacă te uiți de mai multe ori la el, n-ai decât de câștigat. Exact. Adică se chinuie să facă o poveste închegată. În momentul în care, nu știu dacă ți se întâmplă, eu câteodată mai fac asta, există, atunci când vezi prima dată un serial, există acea chestie, dorința ta să afli ce se întâmplă cel mai mult, ce se întâmplă ca acțiune, haideți cu acțiunea mai departe. Și în general, încep să ignori momentele de genul ăsta, care sunt foarte importante de relaționarea personajelor cu lumea, cu ei înșiși, cu mediul. Dar după ce ai scăpat de focul la interior în care afli care este deznădământul poveștii și ai răbdare să mai vezi încă o dată, o să vezi că în multe seriale, momentele care ți s-au părut plictisitoare și tu în momentul ăla ți-ai dorit să vezi acțiunea, sunt de fapt foarte bune pentru că aduc un plus poveștii. Dar tu nu le-ai sesizat pentru că ești atât de... atunci când vezi prima oară, ești atât de focusat să vezi acțiunea, știi? Ok, vreau să se întâmple ceva, hai să se întâmple ceva, ce-i cu atâta vorbăraie, hai mai repede. Ești captivat de... Da. Ai vrea să vezi ce se întâmplă. Mi s-a întâmplat asta la Westworld, la sezonul 2. L-am văzut de două ori, sezonul 2. Prima dată când l-am văzut, au fost două episoade care mi s-au părut foarte plictisitoare. Asta pentru că eram acaparat să văd doar acțiunea și m-au enervat acele două episoade pentru că sunt niște povești abstracte și nu continuă acțiunea oarecum a serialului. După ce am văzut episodul 2 și am constatat ce s-a întâmplat, l-am mai văzut încă o dată și mi-am dat seama că alea două episoade sunt unele dintre cele mai tare episoade din sezonul 2, știi? Pentru că aduc o chestie foarte mișto. Aduc o altă latură a poveștii pe care am refuzat-o să văd fiind fixat pe acțiunea serialului. Și așa se va întâmpla și aici. Așa sunt niște episoade Mythic Quest, toți l-am recomandat și vă recomand să vedeți Mythic Quest. E vorba despre o companie de game development, făcut de Apple TV-ul. Tu ai să apreciezi niște cadre Daniel acolo și niște colorizări. Te piși pe tine la cât de bine arată, nu știu, mamă, deci sunt niște chestii, te lasă efectiv prost. Și pe lângă main storyline-ul, mai au niște episoade surpriză care au loc, nu știu, cu alte personaje în urmă cu 20-30 de ani, abia se leagă într-un fel la finalul acelui episod de acțiunea per totală a serialului, a filmului narrativ principal, dar episoadele alea care aparent n-au nicio legătură la început cu firul principal narrativ, sunt atât de bune, sunt atât de bune, sincer, nu știu cum, dar mie mi se par mult mai bine scrise decât povestea principală. Și îți recomand să te uiți la ăla ca să înțelegi chestia asta și cât de faine sunt făcute alea. N-am mai văzut așa, că apropo de ce ziceai tu, am mai văzut chestii în care, ok, vedem un spin-off, un episod, nu știu ce, dar la fel de bune ca Mythic Quest, n-am mai văzut side quest-uri din astea, știi, side story-uri atât de excelent făcute. Și și-a luat și anumite alte libertăți artistice acolo și e filmat și puțin diferit, arată stilul vizual, arată puțin altfel, e foarte fain și foarte intrigat de chestia aia din punct de vedere a unui storyteller wannabe. Că tu spui povestea principală, ok, cum faci ceva mai extraordinar? Pui chestii total nelegate care la final, hopa, se leagă de timeline-ul principal, știi? Și aia mi se pare absolut un masterpiece în writing și un masterclass în writing. Gata, am terminat cu Mythic Quest. Vi-l recomand. Da, e ok. O să mă uit și eu, să încerc să-l văd. Apple TV nu este în România, nu? Nu este în România, nu. Trebuie să apelez la alte. Din păcate. Mijloace. Da. Ok. Da, Hai să înaintăm. Ce am notat aici cu reclamele la ușă, mi s-a părut amuzant când am ieșit fix din clădirea aia. Erau pe ușă Visa, Mastercard, nu știu ce, care m-a amuzat. Când capul meu a fost o reclamă din aia, gen a venit apocalipsa, nu știu ce, nu-i problemă, folosește cardul Visa, primești 30% reducere. Ceva în genul ăla, știi? Adică, bă, dracu, a murit societatea de 20 de ani, Visa tot trăiește, mă. M-a amuzat. Da. După aia a apărut Honda, Nissan și nu mai știu ce, dar a fost faza cu pianul, care tot reclamă era.
scena cu pianul din apă în hotel lobby. Da, nu știu. Cu și broasca cu aia. Mi s-a părut foarte mișto făcută și apoi când am văzut brandul pianului eram, de ce a trebuit să pervertiți bucata asta de artă? Fiindcă mi s-a părut atât de excepțională. Bucata aia mică, știi, și încadratura și scena aia micuță cu broasca mi s-a părut atât de formidabilă. Și după aia am văzut stampila de la pian încât, ok, reclama au făcut-o pentru reclama, am înțeles. Super tare. Nu știu dacă reclama e făcută acolo, cred că este vorba, trebuie să vezi. Știi, nu știu dacă astea sunt reclame neapărat. Apare ștanța brandului, am intrat pe net și am căutat brandul. Conform teoriei, ar trebui să fie pentru că nimic nu apare aleatoriu. Nu. Dar mai este și, puteau să scape de lucrurile astea, dar cred că vor să arate de fapt materialismul lumii anterioare și faptul că oamenii aveau altfel de preocupări decât nevoia lor de supraviețuire din prezent de acum, știi? Și vezi reclame de tot felul, Visa, nu știu ce, pian, adică este luxul ăsta pe care îl percep ei din 2023 în lumea în care sunt, în care totul este vorba despre supraviețuire versus ce se întâmpla în 2003, în care era un apogeu al luxului. Adică, hei, ei folosesc o revistă ca să meargă la baie, așa cum se întâmplă în scena cu Eli. Știi? Aia, da, și da, acolo, da. Nu știu, ce spui de scena? Este foarte mișto, arată foarte bine. Excepțional. Asta e o chestie de imagine, știi, ea putea să nu existe. Da. Nu, așa, nu aduce decât un plus. Ok, putem să facem chestia asta și am ținut să facem treaba asta și vă arătăm. Nu aduce un plus, te bagă puțin în mediu, dar putea să nu existe foarte bine și nu cred că mulți ar fi pierdut ceva. Dar te introduce foarte bine în mediul ăla și îți arată discrepanța asta între lumea care a fost și lumea care este. Eu cred că a fost și puțin un break, o pauză mică de la seriozitatea scenei anterioare, fiindcă fix înainte să intre în hotel, e merg pe autostrada aia și sunt mașinile părăsite și da, orașul explodat și așa arată wow chestia aia, știi? Și după aia vezi aia... Și logică, broscuța aia, probabil CGI sau cum a mai fost făcută, a fost scriptată să apese pe nota aia și se aude o singură notă de pian, tâng, care da, capul meu a asociat-o cu filmele horror clasice alea gen Alfred Hitchcock, când iese criminalul de după duș, știi, ceva în genul ăla, și mi s-a părut foarte amuzantă, cred că asta a fost intenția scenei, să spargă puțin cu un umor super mega voalat, dar nu destul de acoperit încât să nu prinzi schema. Mie mi s-a părut amuzantă chestia aia, foarte drăguță și dar un umor așa mai elevat, mai de frac, știi? Când înainte să spui gluma, îți dai fracul jos. Îl dai cu flică. Da, uite, eu nu m-am gândit la chestia asta, eu m-am gândit că doar că folosesc acea scenă să ilustreze lumea cum este acum, față folosind antiteza la un pian, ceea ce este un simbol al luxului, până la urmă, nu este un obiect care îți trebuie neapărat, așa și starea în care a ajuns în lumea actuală, știi? Deplorabilă, cu da, broaște care cântă fix pe el, în apă, da, jumate în apă. Fix și... nota aia eu atribui cu da, un moment asta critic, nu, un moment critic în, știi, un o intrigă, că s-a întâmplat ceva în aia. Maria, tâng! Știi fix faza aia. Rest, interiorul hotelului arăta, mi se pare, foarte similar cu cel din joc. Dar înainte, până la hotel, asta vreau să zic. Se întâmplă ceva important. Stai, până acolo, n-au trecut prin zgârie nori. În nu, joc n-au treci trecut prin zgârie nori. Eu mă așteptam să fie un, că am zis în episodul trecut, bă, mă aștept la episodul 2 să fie horror, la modul în care e creepy pe acolo, clickeris, că fac chestiile alea, așa, ei trebuie să evite. S-a întâmplat puțin asta, într-un alt loc care se întâmplă și din joc, în muzeul ăla din Boston, dar am fost puțin, și nu trec prin zgârie nori, that's the best part.
Mai ales că l-au arătat și ziua și a fost și acolo când te spune, arată diferit ziua, nu? Aia a fost un salut gamerilor, fiindcă tu joci în joc noaptea, când treci prin zgârie-nori. Da. Și când ea spune, arată altfel ziua, nu? Aia cred că a fost pentru noi gameri. Cum a venit, uite și ziua cum arată locul ăsta, cât de mișto e. Cred că a fost special făcut pentru noi, ca un fel de fourth wall breaking. Aici cred că este o chestie diferită. Tu trebuie să te gândești la transpunerea din joc în TV. În joc sunt create momente, evident, ca tu să te joci, să interacționezi cu lumea, să omori personajele. În TV nu poți să ții foarte mult pe partea asta, știi? Adică îți trebuie narațiune, expozițiune și mai puțin action. Înțelegi că nu faci un film cu Van Damme sau cu Schwarzenegger care distruge toți clickerii pe o rază de 20 de kilometri, știi? Și era important, adică am stat și m-am gândit de ce nu am avut mai multă acțiune. Cred că este important, e o anumită relație între... Era prima dată când îți introducea, să zicem, personajele negative, așa, și cred că trebuie să fie un raport de forțe inegal. Adică clickerii prima dată sunt introduși ca niște personaje foarte puternice. Ei nu, ok, scot pistolul și headshot din prima și pac, ci fug, se întâmplă tot felul de chestii în scena muzeu, știi? Și de asta cred că ar fi fost un joc, e partea aia când trec prin clădiri și acolo se întâmplă, se întâlnesc cu clickerii, pac, 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 pac. Dar nu cred că ar fi fost ok să transpun un film. Nu vor să fac un film action, de fapt. Asta este foarte important, așa cred. Nu vor să facă. De buget. Poate s-au gândit. Eu nu cred că, adică nu aș face din acest film să, serial să fie action. Știi că nu e despre asta. Povestea e atât de bună și s-ar putea să fie inundată dacă introduci prea mult action. Știi? Da, da. Că ai o chestie în care, ok, ne hotărâm, ce facem? Distrugem toate personajele negative sau e povestea despre relația dintre Joel, Ellie și celelalte personaje din toată povestea. Știi? Dar deci... în același timp, ei tot au trecut prin holul ăla când s-a strecurat test și nu știu ce, putea fi translatată scena aia trecând 5 minute doar prin zgârie nori, ca după aia să fie zi sau nu mai știu ce și după aia iar primim, adică a fost slow. La final s-a dus prin muzeu, a fost acțiune acolo. După aia iar a scăzut până au ajuns la Capitol Building. Acolo iar a fost finalul ăla. Ceva. Și după aia gata. Și tot ce încerc să zic e că dacă ar fi pus în oglindă spike-ul de la final cu acțiunea și la început. Slow, da, spike acțiune. După aia mers explorare, că practic tot episodul a fost explorare și plus descoperirea personajelor. Și după aia spike-ul. Da, înțeleg ce și asta spun. Adică mi-ar fi plăcut la început să bage puțin, că cred că ar fi adăugat valoare. Da, eu cred că au vrut să, cum se spune, să nu banalizeze din al doilea episod clickerii. Înțelegi? Pentru că această banalizare a clickerilor se va întâmpla cu siguranță de-a lungul serialului. Adică prima chestie la muzeu a fost foarte puternică, dar o să vedem că ușor, ușor o să ni se pare că clickerii sunt de fapt și vom descoperi alte tipuri de, cum îi spune, de enemies. Da, zice chestia asta. Chiar da, zice da, povestește. E un lucru foarte important peste care am trecut și este... dialogul care se întâmplă pe acel pod în care Ellie povestește cum a fost infectată. Cred că ai remarcat. Nu rețin. Așa. Ellie povestește cum a fost infectată. Îi povestește lui Tess. Tess o întreabă cum a fost infectată și ea spune că a fost într-un mall și acolo a fost mușcată și infectată. Și eu știu că există un DLC de la Sovas în care în care explică toată treaba asta. Ellie a omis să spună că nu, că era cu cineva și așa, și a spus că a fost singură și a fost infectată. Deci a fost ceva acolo.
Totuși zice în primul episod, zice lui Marlin. Marlin știe. Când o întreabă Marlin pe Ellie, spune așa i s-a întâmplat lui Riley sau ceva de genul și a închis-o în momentul ăla pe... Da. Da, deci povestea, adică mi se pare că continuă și respectă povestea jocului. Da, clar. După aia am mai observat niște lucruri. În momentul în care ajung în ce a fost ăla, nu muzeum, în clădirea cu pianul, frica lui Eli, da, hotelul, frica lui Eli de apă. Apă, da. Am remarcat-o și în joc este exprimată foarte bine de fiecare dată când apare o scenă action despre apă. Dorința lui Eli de a avea arme de foc, care se întâmplă același lucru și în joc și... această dorință este întâlnită de refuzul lui Joel. Clar, dar și al lui Tess inițial. Cam în doi da, spun absolutely not și Tess zice nu, adică se suprapun nu-urile lor la da. Prima ei rugăminte. Până aici aflăm și cât are Ellie. Tess o întreabă, da? Tess o întreabă cât ai, 14 ani. Ok. Pe la Ramsey cred că are 20 de ani. Acum, da, 19, mi se pare, 19-20. Da, 19-20 de ani. Deci probabil a avut 18-19 când filma ceva de ce. Da. Și cam atât. La scena, n-aș vrea să trecem acum la scena. Nu, eu vreau să mai zic pe pod cum a survenit discuția. Știi că îi spune, aici îi întâlnim pe clicări care, nu, de fapt n-a zis clicări, aici îi întâlnim pe aia care aud noaptea și n-au ochi sau pe aia care sunt mari și explodează. Știi cum a survenit scena aia? Aia nu exista inițial. Dar, uitându-mă la podcast, Craig zicea că o cucoană de nu mai știu unde, la ce departament, s-a dus și a spus lui Craig, șeful, eu n-am înțeles ce-s cu ăștia. Și a zis, da, ți-am explicat la început. Da, dar degeaba, tu n-am înțeles. Și după aia au revenit și au făcut reshoots. Și faza aia de pe pod a fost o refilmare, nu știu care e termenul la noi, au refilmat bucata aia ca să o introducă ulterior, fiindcă aia nu era inițial în script. De-aia au pus la început cordicepsul și nu știu ce. Și după aia când au venit clickerii s-au gândit, au venit tot felul de chestii în astea. Băi, nu înțeleg care e faza cu aia. S-au dus, au refilmat și au făcut conversația de pe pod în care Ellie spune să ia cu sonarul care n-aud și... cu bloaterii. Și după aia mai e încă o fază în care când Joel îi spune și lua aia de vreo nu știu câte ori și iar pe Silent în muzeu, deci e făcută, bă, ăștia nu văd, dar aud. Bă, ăștia nu văd, dar aud. Înțelegeți ce vreau să spun? Ceva în genul ăsta. Au repetat de multe ori chestia aia. Da, asta pentru că probabil că trebuie să ne gândim la nivelul de imersivit atunci când te joci un joc versus nivelul de imersie pe care îl ai atunci când te uiți la un serial. În momentul în care te joci, ești foarte concentrat și ești foarte atent la toate detaliile lumii, poveștii în care ești. În momentul în care te uiți la un serial sau un film, nu ești atât de concentrat. Știi? Mai observi ce se mai întâmplă în camera în care ești. Unii mai pun și mâna pe telefon și se uită și nu sunt atât de conectați cu mesajele și detaliile filmului și serialului respectiv. Ție ca gamer ți-e foarte ușor și înțelegi, pentru că ai experiență de gaming în spate, să fii atent la anumite lucruri. Sau pur și simplu, întâlnind acei inamici, te gândești repede care este soluția cea mai bună de a-i anihila. Și observ cum se comportă. Pentru tine este ușor ca gamer să-ți dai seama care sunt punctele strong și punctele mai puțin strong ale inamicului. Uh-huh. În TV și în film este mai greu, pentru că nu ai acel nivel de imersie în acel mediu. Și de-aia este, trebuie să revină cu... explicări de astea cu hai să mai spunem o dată. Este posibil ca și scenele de la început, de la episodul 1 și 2 să fie apărut
fix din nevoia asta în care oamenii l-au fost servită, mă gândesc că s-au făcut focus grupuri înainte să dea acest serial pe TV, s-au uitat directorii de la HBO și au zis, nu, încă nu ni se pare atât de clar. Poate cred că ar trebui să povestiți mai clar ceea ce se întâmplă. Tu, ca gamer, nu ai această problemă, pentru că tu știi că trebuie să te întâlnești cu acei inamici și este important să reții punctele slabe și punctele puternice ale inamicului. Dar că o persoană care ai telefonul lângă tine și TikTok-ul este la un click aproape de tine, este mai greu să reții, să te focusezi pe aceste lucruri. Și de-aia cred că au fost repetate cu felul de clicări, adică ok, Exclamațiile astea, da. hai să Da, vedem, să vă foarte, spunem foarte, dinainte. foarte pertinent ce zici, că dacă o iei așa, adică noi când jucăm un joc, deja creierul se duce, ok, exact cum ai zis tu, cum îl dau jos pe ăsta? Ah, ok, văd că deci n-aude, plus că ai pop-up-uri pe ecran care spun, vezi că ăla n-aude, dar e foarte susceptibil la zgomot, dacă mergi în crouch încet spre el, s-ar putea să nu te audă, vezi, nu călca pe sticlă și tot felul de chestii. Deci în creierul tău când vezi un dușman din ăsta, deja ești, păi dau headshot, arunc cu sticla în capul lui, dau stun, știi, pe când omul normal nu se gândește cum l-ar putea Joel da jos pe ăla. Pur și simplu urmărește acțiunea și dacă e ceva mișto de Adică perceput, îl percepe, dacă nu e până și activ în în jocuri. gândire. Dacă până și în joc ai chestia asta în care îți apare un pop-up și îți explică Da. practic, vezi că ăsta ne aude și nu știu ce, cu atât mai mult era necesar să fie reexplicat și explicat de mai multe ori De acord. tipul ăsta. Ok, hai să înaintem la scena de la muzeu. Ar mai fi de spus o chestie cum Ellie încearcă să se conecteze cumva cu Joel în hotel, în momentul în În holul care, ăla, da. da, în momentul în care Tess dispare să rezolve problema accesului. Există acolo, din partea lui Ellie, O tentativă. o tentativă, dar mi se pare normală la acel nivel, adică gândește-te că ea era în poziția în care era infectată și încerca doar să relaționeze cu oamenii care până la urmă îi hotărăsc viața în momentul ăla. Și mi-a plăcut foarte mult, pentru că nu a fost foarte. Tentativa nu a reușit și așa și trebuia să fie. Iar Joel a fost fix cum. Adică este constantă portretizarea lui Joel, știi, în momentul ăsta. Acel moment a fost Ok. corect. Da, a fost corect. El nu vrea să se implice, nu are sens să-i răspundă la întrebări, la prea multe întrebări și hai să ne vedem de treaba noastră ne vorbim, practic. În același timp, e și un leitmotiv vechi de când a apărut scrisul, de exemplu, bine, nu are legătură cu relația lor, dar până și în Prince of Persia e povestea prințului care o găsește enervantă pe prințesă și cu cât interacționează mai mult, cu atât distanța între ei devine mai scurtă și motive spuse și răspuse de-a lungul Da, storytelling-ului dar în povești. nici el nu insistă foarte mult, ceea ce este foarte ok, adică cel Da. puțin este Spuneam doar echilibrat, că știa. face parte din tiparul ăsta a două personaje care la final sunt foarte apropiate, dar durează până ajung acolo. E un drum greu. La început sunt paralelepipedici și după aia să. Da, este apropierea asta, știi, pe care au început ușor, ușor să o observe. Este deliciu practic al poveștii sau Apropo partea de asta din parte. deliciu, am dat de vreo 3 Așa. ori rewind fix după scena aia, fix după aia la balcon, înainte de muzeu. Și vezi pe aia jos acolo și acolo explică că e o rețea întreagă de kilometri în care dacă strănuți pe un tentacul de aici până în Bacău, mă aude, știi? Și vin aia de aici Foarte important, foarte mi s-a părut foarte tare. ca un locuit sporii la faza asta. Dar mi s-a părut foarte mișto că e diferită chestia și asta cu hive mind-ul, că toți sunt conectați la DC++ la bloc, Da, practic corect. chestia aia, versus spori, deci am dat de vreo 3 ori rewind, fiindcă nu,
știi, să ia acolo, jos, cadrul e doar pe ei. Și la un moment dat, aia din capăt, încep să facă valuri, ca la meci. Da, știu, am văzut. Și după aia am văzut, după și am, bă, oare coincidență, ia să mai dau o dată, a doua oară. Și a doua oară era tot la fel, era prea zoomed out ca să-mi dau 100% seama. Am dat și a treia oară rewind și după aia am văzut și eram, oh my God, ce tare, au un hive mind. Și după aia dau play și zice test de faza aia. Dar mi s-a părut foarte tare faza aia. Ceea ce, în opinia mea, îi face mult mai periculoși decât în joc, fiindcă-s hive mind. Nu te pui cu hive mind, n-ai ce să faci. Vine 1, vine 100. Cu 1, 2, cu spori, mai scapi. Da. Adică s-au gândit și au adus... chestia asta nu există în joc. Nu. Adică nu îți explică fix treaba asta. Îmi place că Tess, la un moment dat, chiar spune, știi, să uite fix la el și spune chestia asta e important. Și ceea ce a explicat, că au o gândire hive, și că dacă deranjează nu știu ce ciupercă sau nu știu ce fir de la cei din Bacău, veni imediat și așa. Și este un prim plan, cum îi zicem noi, în care vezi fața lui Tess și spune asta e important. Și de fapt e important pentru noi privitorii să înțelegem acest lucru, că ce a spus ea mai devreme este chiar o regulă importantă a felul în care abordezi inamicii și tot ce se întâmplă cu ce a explicat ea acolo. Surprinzător și într-adevăr dă o altă natură și o natură mult mai interesantă decât ceea ce apare în joc, știi? Pentru total că ideea asta nu este. Total de acord. E mult mai scary în opinia mea. Mult mai scary. Că una este să deranjezi un grup. Da. Că-s în proximitate, dar poți să te duci pe la spate să-l iei pe unul, îi bagi aia în cap și gata. Dar aici, dacă le iei pe unul care e conectat la o din aia, aia a fost. Da, ceilalți vor ști și vor încerca să așa. Plus scena asta, scuze, zic. Da. Nu, vreau să fac trecerea de la scena asta în momentul în care ajung în fața muzeului și încearcă acele rădăcini de ciuperci. La început Joel cu arma când o bate pe aia. Da. Și constată că sunt moarte și pot să intre, safe să intre. Și e foarte mișto că deja, adică iarăși asta nu se întâmplă în joc. Adică schimbă modul de abordare a părții action. Știi? Ok, trebuie neapărat și oricum vor fi pe genul vom evita cât se poate întâlnirile dintre noi și inamic, pentru că inamicul este foarte puternic. Adică e, o da, e și normal. Hive, o chestie, o conștiință de tip hive este înfiorător. Și iar scena aia servește ca un fel de încarcă o chestie în spatele capului tău, nu știu cum se cheamă tehnica, e când prezinți o chestie care la început e doar prezentată, uitați-o, asta e. Dar ulterior, scopul lui e să intre în acțiune, legat de o altă fază care până ajungi la ea, tu deja ai uitat de partea aia. Și legată de la final, cum moare Tess. Și mi s-a părut foarte faină, că din nou, revenim la foarte puține lucruri spre deloc, apar doar o dată în storyline, pe când multe sunt conectate cu alte lucruri, precum cordicepsul, și fac o legătură la altceva, adică vedem prezentatea aia, după aia la final Joel sau cine mai calcă pe așa și vedem pe aia care fug de unde am văzut noi mai devreme spre ei ca să-i omoare. Dar până ajungem acolo, tu vrei să vorbim de muzeu. Da, a fost momentul în care în sfârșit se întâmplă ceva. Momentul muzeului, apar clickerii, când urcă pe scara aia, am avut așa un feeling în care erau acei morți în, cum îi spune? Treziți, de erau, da. Da, de erau în, băgați în scară, știi, se vedeau niște fețe. La un moment dat am avut așa un puternic feeling de genul, cum ar fi fost la unul dintre ei să spune kill me, kill me, vezi alien, știi? Mă uitam aici. Da, ar fi fost un... Trebuia să-i prindă mai devreme, dacă era încă unul în viață, cred că însemna că n-ar fi fost putrezită aia din față. Exact. Posibil să fie o chestie ulterioară. Și,
că am făcut un, da, posibil, știi, pentru că e o paralelă între ei și Alien, așa. Mă rog, și în Alien este tot vorba de un hive mind acolo. Dar, de fapt, stai, aici nu cred că ar putea fi posibil decât dacă el a început infectat, că își pierd mințile destul de rapid. Adică ei nu sunt raționali în momentul în care deja... Da, 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 corect, deci nu corect, cred că ar putea. Nu cred că ar nu putea cred să... Ar putea. Facă. Da, da, într-adevăr, ar fi fost mișto. Uite, știi cum putea fi horror faza ta? Fără kill me, să fie o urbă infimă, un pixel de umanitate în ochii lui, încât să deduci tu asta. Să deduci tu aia când se uită la tine. Să, parcă să-ți spună asta fără să vină de la tine. Că să, te deschis roagă, doar, da, să fi deschis doar ochii și să te urmărească cu privirea. O expresie a feței studiată psihologic pe care menită să ne ducă cu gândul la milă sau ceva de genul ăsta. Da, ar fi o scenă mega... Da, nu era cazul. Alo, Neil Druckmann, stai așa, Neil Druckmann, ia fii atent ce zice omul meu. Da. Da, nu era cazul, pentru că oricum era ok să intre înăuntru, să stabilim că cei de pe scară sunt morți și așa. După aia Ellie descoperă pe acel tip care este mort, dar cu sânge proaspăt pe el, și de acolo încep problemele. Apar clickării și revin aici la apariția clickărilor. Mă așteptam ca Joel și până și Tess să fie mult mai bine pregătiți cu în aceste întâlniri. Și totuși ei spun că au o grămadă de experiență împreună, au făcut o grămadă de drumuri. Dar ceea ce se întâmplă în muzeu este ușor dezorganizat, aș putea spune, știi? Tu spui ar trebui să fie mai militarește organizați. Exact, și mai eficienți. Și mult mai eficienți în a-i anihila. Că până la urmă sunt 3, 4, maxim, clickări. Probabil... Cred că sunt 3. Parcă erau 2. Parcă erau 2? 2 sau 3. 4 cu siguranță nu sunt, dar 2 sau 3 sunt. Pe unul îl omoară Tessie, bagă în cap securea. Da, și pe al doilea îl omoară la final. Joel cu două headshot-uri și mi se pare că a mai fost unul înainte. Dar da, 2 sau 3, să zicem. Asta, deci... Înțeleg ce zici tu, dar poate a fost gândită scena la felul în care se explice că indiferent cât de pregătit ai fi, tot ești ud între buci când îi vezi pe ăștia, că nu e vreo plăcere să te lupți. Sunt de acord, dar uite, să ținem minte acest moment și după aia să mergem undeva în episodul 6 și după aia și să observăm cu câtă ușurință va anihila Joel și Ellie o hoardă de vreo 12 clickări, știi? Înțeleg ce spui. Înțelegi? Prima dată, primul contact cu clickării trebuia să fie scary, știi? Și să fie raportul ăsta inegal de forțe, Joel și Tess, să fie oarecum, să nu simțim că sunt atât de puternici și că sunt speriați. Fast forward în episodul 6, presupunem, nu o să mai vedem același lucru. Clickerul o să ni se pare ceva banal, probabil până atunci o să ni se introducă un alt tip de dușman care este mult mai puternic. Bloater, și zice atunci, el de el. Da, și atunci clickerul o să ni se pare ceva așa. E întotdeauna se întâmplă chestia asta, inegalitatea puterii inamicului față de erou. În filme și în seriale, la început, inamicul este foarte puternic și are toate avantajele și apoi puterea inamicului scade și am putea spune că puterea eroului crește, dar câteodată lucrurile astea sunt foarte disproporționate. E o dinamică de a spune a poveștii din perspectiva eroului versus inamic, știi? Prima dată, în prima parte, expui inamicul care este foarte puternic și are toate avantajele, iar apoi crești puterea eroului, diminuând și puterea inamicului. Ceea ce nu mi se pare corect, știi? Adică crești doar puterea eroului și nu trebuie să diminuezi puterea inamicului, dar o să vezi că la un moment dat va diminua puterea inamicului, astfel încât eroul să poate câștiga. Da, interesant. Așteptăm să vedem dacă
O vedem pe Eli după aia cum le dă headshot cu cuțitul ei, pe care apropo l-a schimbat, dacă ai văzut. În joc e din ăla de apeși, se urcă în sus, aici îl împacheta. Îl împacheta. Da, la început, când sunt pe hall. Da, da, au acea, vorbesc are, ei, da, și al da, oricum, pachetează. Are aceeași chestie, apasă pe chestie și sare el în sus. Da, dar pur și simplu zic că au luat altă decizie stilistică. Da, ok. Aia e tot. Și spuneam că, da, poate în episodul 6 o vedem pe Ellie cum face pe la spate 1, 2, 3, 4, 5, unul după altul, cam Joel. Știi, s-a ocupat de ceva în genul ăsta. Ori poate rămânește la fel de puternic și nu despre asta e vorba. Că nu, da, nu e gameplay. Nu e gameplay, știi? Da. Mi-a plăcut să și eu intuiesc că vor rămâne în continuare la fel de puternici pentru că nu cred că se vor axa pe partea asta de action foarte mult. Adică se vor întâlni cu în continuare cu acest tip de inamici pentru că mai sunt și oamenii care sunt un alt tip de inamici și în continuare că cred că fiecare scenă va fi destul de stresantă pentru ei. Adică nu să la modul ok, avem trei pistoale și headshot, 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 Ellie vine cu cuțitul, un alt headshot și wow, s-a rezolvat. Nu cred că va fi vreodată despre asta până la urmă. Așa cum este în joc, pentru că este un joc și despre asta vorba un joc. Dar în TV, în film, nu cred că se va pune accent foarte mult pe îndemânarea lor, ci pe dorința de a nu se întâlni cu ei niciodată. Cum e și normal la urma omei, că doar nu, da, nu faci XP, știi? Adică e viața ta, exact. One life, n-ai restart sau ceva, da. Și o să vedem asta cel mai tare, presupun că în următorul episod cu Bloater, că următorul episod va fi cu Bill and Frank, un personaj care nu apare în joc, dar o să vorbim de... da, nu apare în joc decât spânzurat de un tavan, dacă mai știi. Da, nu știu, mă aștept... Eu nu mai știu timeline-ul corect. Este Billy and Frank sau mai fratele? Mai au de explorat. După aia urmează sau, Bill's Town, în care și el e explorat, în joc vorbesc. Și după aia se întâlnesc cu Bill. La un moment dat trebuie să facă rost de bateria de mașină, se duc cu Bill în town. Da. Așa, și când înțeles. Se duc în town, se duc după Frank, care Frank atândă de așa și spune... Am înțeles, gata. Mi-am reîmprospătat timeline-ul, ok. Și pe când aici îl vedem pe Frank în viață, ceva ce abia aștept să văd cum au făcut relația între Bill și Frank, fiindcă clar de atunci erau, ăștia formează un cuplu. Și că acolo vreau să ajung, acolo apare Bloaterul pentru prima dată, când se duc cu Bill și explorează așa, ajung la o școală după ce trec iar de clicker și runner și toate alea. Îs pe punctul de a muri de câteva ore, scad ținurile alea în care sunt urmăriți de tone de... Eu cred că așa se va întâmpla, acolo se va... episodul 3 ar trebui să se termine fix acolo, în momentul în care se întâlnesc cu Frank. Așa Bill mi s-ar părea ok. Va fi iar explorare, la final salut Bill și Frank. Ok, ce facem? Explorarea asta e planul, și acea. Asta e planul la final și ok, let's go for it și abia în episodul 4 vedem planul executat. Așa, pentru că o parte din mine îmi doresc ca pacing-ul să fie mult mai încet. Dacă Bill și Frank o să apară la mijlocul episodului și așa, atunci cred că măresc acțiunea serialului versus joc, știi? Și e posibil ca să avem mai puțin de două sezoane. Sunt foarte concentrat pe chestia asta pentru că sincer, îmi doresc să fie povestea din Last of Us în mai multe sezoane decât să fie comprimată într-un singur sezon. Da, depinde și cum vor, că poate să ducă, de exemplu, hai să spune că s-au gândit la primul sezon, primul joc, da? Ok, după aia sezonul 2, sau parte în el, poate fi Left Behind DLC-ul, în care explorează câteva episoade cu Ellie și Riley și nu mai știu ce. Că apare la un moment dat mama lui Ellie, fiind Ashley Johnson, care e Ellie în joc. Putem vedea un episod cu ea, cum rămâne însărcinată, cu am bănuiala dacă ea e iubită cu Marlene, că așa se știau. Uh-huh. Marlene era prietenă cu maică-sa, mama lui Ellie. Da. Și cred că erau chiar iubite. După aia, deci asta poate fi exploatat sau explorat cel puțin jumate de sezon, dacă nu chiar un sezon întreg. Putem vedea fix paralela un spin-off sezon cu Abby și taică-su,
că am văzut primul episod, da? Primul sezon în care Joel îl omoară pe doctor la final, care e tata lui Abby. Da. Putem vedea un sezon întreg în oglindă cu Abby și taică-su. Total nelegat. Da, nu știu cât de mult, adică nu sunt familiarizat foarte mult cu povestea din Last of Us 2, jocul, dar nu știu cât de mult ai de spus despre relația dintre Abby și taică-su înainte de momentul fatidic. Adică cu siguranță ai avea de spus un episod, poate chiar două, dar nu poți să ții un sezon cu așa ceva. Pentru că nu cred că ai destul de multă și nu te-ar interesa, de fapt. Vom vedea. Eu ți-am spus, sper să fie minim două sezoane în care să exploreze povestea din Last of Us 1 jocul. Minim două sezoane. Poate chiar trei. Acum m-am gândit, ai cum okay. Să spui. Ai cum să faci un sezon nu doar despre relația lui Abby cu taică-su, cât despre toată organizația lor, Wolves. Sunt multe scene în joc. Aia are un love interest cu, am uitat cum îl cheamă pe unul, Owen. După aia ei sunt un stadion și au făcut o grupare acolo, se ducă, fac misiuni și faci cu Abby misiuni pentru Wolf, organizația aia. Deci poate să fie un fel de nu neapărat cealaltă tabără, cât altă tabără, știi? Și ar putea să exploreze chestia asta. Sigur, ar putea să faci un fel de Walking Dead sau un Fear of the Living Dead, așa, dar nu mi-aș dori să ajung așa de asta vas. Pentru că poveștile se ziceam frumos. Că idei ar fi. Cine știe cât de mișto ar fi, chiar indiferent. Da, vom vedea, probabil ține foarte mult de cât de mare impactul va avea Last of Us sezonul 1 asupra publicului și despre audiențe și probabil văzând sezonul 1 și ce impact au avut, vor decide să lăbărțeze acțiunea sau să o constrângă în așa fel încât probabil în sezonul 2 să comprime tot dacă lucrurile nu vor fi ok sau să avem parte de mai multe. Sigur, discuțiile astea deja au avut loc și ea se gândesc, probabil outline-ul deja e creionat undeva. Ok, dacă primim de la HBO, avem comandă de 5 sezoane, în astea 5 sezoane, primul sezon. Cu siguranță, adică pentru ei acum, cu siguranță au pregătit scenariile pentru amândouă, pentru cele două opțiuni și acum se uită pe cifre și văd cum este primit serialul la public. Au semănat și urmează să culeagă roadele. Da, și probabil după ce văd lucrul ăsta, nu știu, mă gândesc că la jumătatea sezonului se va lua o hotărâre cum va derula acțiunea și vor demara producția pentru sezonul 2. E foarte important să-și dea seama cât de repede sau cât de încet pot spune povestea. Cred că e important să-l urmărească până la capăt, să urmărească statisticile până la capăt, fiindcă deja primul episod mi se pare e al doilea cel mai urmărit debut de pe HBO Max din istorie, pe lângă Game of Thrones, nu știu care era. Presupun că după câteva episoade își vor face o idee asupra cum va derula audiența și oricum este destul de târziu, adică dacă vrem ca The Last of Us sezonul 2 să apară la anul, ar fi ok să înceapă preproducția de acum. Pentru că faci partea de preproducție, termin cu scris, cu decorul, cu chestii, mai sunt și actorii de care trebuie să ai nevoie și fiecare sunt implicați în diverse proiecte și trebuie să faci în așa până încât să iei. Să sperăm că nu durează 2 ani. La Witcher cât a durat 2 ani, parcă. La Witcher Și chestia asta e foarte urâtă, pentru că diluează totul. În momentul în care ai un timp foarte lung între sezoane, pur și simplu dispare acea magie. O parte din acea magie dispare pentru că este omorâtă de așteptare. Și între timp vezi alte seriale și ok, îți este câteodată mai greu să te întorci la sezonul 2 pentru că poate n-ai chef, poate știi că sezonul 1 a fost destul de greu de urmărit, ok, povestea e frumoasă, dar nu e ca și cum mă uit la Friends, știi, adică mi se pare totul entertaining și rapid. Sau nu știu ce alt serial de acțiune, mă gândesc la Jack Reacher, nu știu dacă ai văzut de pe Prime sau Boys. Da, Jack Reacher, unde este acțiune, știi?
Și ți este mai greu să te întorci la un serial în care ritmul este mai lent, pentru că este mai lent. Dar hai să revenim la... Încă ceva, că mi-a venit acum în cap, iar sezonul 2, cei 20 de ani lipsă, de care tot bat toba celor 20 de ani lipsă, poate să fie cu Joel și Tommy, Cu după siguranță, aia da. poate să fie anii lipsă între 1 și 2, în care până am bătrânit Joel și cum au ajuns să nu-și mai vorbească între ei, cum au ajuns Ellie să fie supărată pe Joel și tot așa, știi, consecințele primului sezon poate să treacă prin aia, deja avem două sezoane aici, până ajungem la jocul 2. Da, cu siguranță, adică ți-am zis, ține foarte mult de ce impact va avea sezonul 1 asupra noastră publicului. Dacă va fi un impact foarte mare, o vor trage de el și îl vor lăbărța. Pericolul este să ca poveștile pe care le primim să fie mult mai diluate. Există și un pericol și sunt multe seriale care fac genul ăsta de greșeli. Știi? Ok, vezi primul sezon, este genial. Vezi al doilea sezon, îl simți că este diluat, îl simți că nu se întâmplă prea multe lucruri și nu se ridică nici pe departe la primul sezon. Vezi asta în Witcher. Primul sezon în Witcher este wow, al doilea sezon nu este chiar atât de wow, ba chiar, mă rog, mie mi s-a părut ușor plictisitor. Mai este și problema cu atunci când vezi o lume pentru prima dată și intri în acțiune, există acel feeling pe care îl simți de cunoaștere, de ok, mă concentrez să văd cum arată acest univers, îmi place, vreau mai mult, vreau mai mult. Pe când la sezonul 2 știu cum arată acest univers, mă aștept să se întâmple lucruri. În general, în al doilea sezon este foarte greu să se ridice la nivelul primului sezon sau să-l întreacă. Este foarte greu să faci lucrul Și ăsta în foarte rar se întâmplă televiziune. asta. Și foarte rar se întâmplă chestia asta. Deci cu atât mai mult nu este ok să lăbărțești povestea, să introduci dialoguri fără sens în sezonul numărul 2 sau să tragi de timp, practic, în sezonul 2. E mai ok să-l ții pe action, să-l ții la fel ca sezonul 1 sau poate mult mai action, știi? Ca să... ok, ai avut o expoziție în că ți-a arătat lumea în sezonul 1 Last of Us, în Last of Us 2 am mai mult parte de action. Nu neapărat că se bat ei cu armate întregi de clicker și de ce alții nemici mai sunt, ci pur și simplu că se întâmplă mai multe, adică nu lăbărțesc. Și sper să nu cadă în patima asta dacă au succes, ca sezonul 2 să fie mai slab, pentru că sunt mulți care fac această greșeală. Da. Da, vreau să Revenind. continuăm. Revenind... Că oricum nu mai avem mult de discutat. Da, scena în care moare Tess. Scena în care moare Tess are cum anunțată dinainte, mă rog, știind povestea, m-am uitat special cum este portretizată Tess după muzeu, știi? Iar Tess după muzeu se grăbește, deși este, ea are o scenă, o gleznă care este luxată, pentru că Și așa spune. asucită, Da, dar când merg spre acea clădire guvernamentală, Tess este prima și ea se grăbește foarte tare să ajungă acolo, pentru că aflu mai târziu, știa că era infectată și nu avea mai mu foarte mult timp la dispoziție până infecția se așa, își făcea. și tu spui asta ca o semnalizare a Da, faptului. adică când o vezi pe... Și mi s-a părut destul de ciudat și, mă rog, știam că Tess e infectată în momentul ăla din cauza poveștii din joc, și, dar au portretizat super bine, adică și pentru tine care nu știi, când vezi pe unul care are glezna sucită și conduce grupul și merge mult mai repede decât ceilalți doi, adică Joel era ultimul, era și normal să fie ultimul pentru că el închidea practic Ellie în mijloc, era... Așa, dar faptul că Tess mergea foarte repede și se grăbea, era clar că ceva s-a întâmplat cu ea. Există și un moment între Joel și Tess
care Joe îl ajută să-și repare glezna, așa, un moment, să zicem, de quasi intimitate dintre ei doi, care mi se pare că de fapt arată perfect relația dintre ei, adică ceea ce consideră Joel că simte față de Tess. Pentru Joel, Tess este o persoană de nădejde, un camarad, un prieten și femeie pe lângă chestia asta, iar femeia Tess e clar că își dorește mai mult decât acest statut de caramaderie, prietenie, și adică ar vrea să treacă în partea de iubire. Ei oricum reiesc că au o relație împreună, că din primul episod îi vedem că dorm în același pat și probabil că au o relație împreună, dar probabil că Tess își dorește mai mult, pe lângă, pe când Joel este la nivelul ăsta de caramaderie, prietenie. Chestia asta e semnalizată și nu cred că doar oarecum, dar cred că e foarte evidențiată când se pune Tess în pat lângă Joel și ea le ia în brațe. Ii avem două lucruri se întâmplă în scena aia. Avem un activ și un pasiv. Joel se lasă luat în brațe, pe când ea vine la el și îl... Știi, e o mică discrepanță de raport de give and take acolo. Da, e clar cine oferă mai mult la nivel sentimental este Tess și la nivel sentimental Joel oferă foarte puțin. Dar asta nu înseamnă că Joel nu o consideră o foarte bună prietenă și un camarad de nădejde prin gestul lui de a avea grijă de ea, de glezna ei, știi? Și asta este, știi? El este camarad, o consideră pe Tess camaradul perfect, Tess consideră mai mult de atât. Îi place de Joel și alege mai târziu, adică dorința ei... Până la urmă, ea intră în această aventură pentru că ca să meargă împreună cu Joel la fratele lui Joel, Tommy. Uh-huh. Deci ea practică și părăsește locul Boston, unde stăteau ei, și vrea să meargă într-o aventură alături de Joel. Deci ea practic renunță mai mult în relația lor. Știi? Eu așa o văd. Poate o vezi tu nu, mai mult. Nu, fiindcă, cum am zis, cred că la început acestui stream, da, nu cred că l-am zis în celălalt, mă rog, stream, whatever. Revenind, ea zice la un moment dat în toată pledoaria ei către Joel să o ducă pe fată, uh-huh, îi spune acolo fix, nu ți-am cerut niciodată să simți ce simt eu. Clar se exact. Referea, clar se referea că ea iubește sau e pe plus la exact. Sentimente pe când ele mai... mai basic, cum ai zis tu, camarad plus anumite beneficii. Da, și de-aia am zis la început că îmi pare rău că o pierdem pe Tess, fiindcă mi s-a părut că Anna Torv a făcut o treabă excepțională pentru cele foarte bună. 30 de minute. Probabil, nu, dar cât a apărut pe ecran? 30 de minute în total, probabil. În două episoade. Și mi s-a părut, adică au conturat-o pe Tess. Mi se pare mult mai puternic în serial decât în joc. Mi-ar fi plăcut să o transporte, sincer, în joc pe Anna Torv, cu tot cu înfățișarea aia, mi s-a părut absolut fenomenală. Îmi pare rău că pierdem un astfel de personaj, fiindcă avea mai multe de zis, dar în același da, timp... Același lucru simt și în joc, până la urmă. Adică, mie mi se pare că același, la nivel de... cum se întâmplă în joc acțional, același lucru simți când o pierzi pe Tess. Îți pare rău și atunci că pierzi pe... Nu știu. Nu mi s-a părut la fel ca în serial. Da, nu? Nu, mie mi s-a părut. Fiindcă nu vedem latura asta a ei solo, cu care începe serialul, în care o vezi interogată, e pe picioarele ei, domină camera, da, manipulează corect. Pe ăla. Corect. Pe când în serial, pe când în joc, o vedem doar raportată cu Joel. Și ok, am înțeles, sunt legați împreună, nu știu ce, îmi pare rău că o pierdem, că pare a fi un personaj interesant, dar mi se pare mult mai conturată, cum a zis, și explorată în serial decât corect. Acolo. De asta, aici chiar îmi pare rău că o pierdem, fiindcă e un personaj mega... mega, mega fain, strateg militar cu suflet, adică într-o lume din aia post-apocaliptică abandonată, e rețeta unui personaj extraordinar de fain. Și apropo de asta, tot am zis,
că eu tot cu Last of Us, e o poveste fain spusă, fiindcă nu e vorba despre alb și negru, e vorba despre nuanțe de gri și de ce vrei tu. Nu există bun și rău, Joel nu e bun și nu ești rău, e de amândouă, că la un moment dat, prin faptul că cum se termină primul joc cu Ellie în spital, omul, adică aia a fost o, nu știu, genocid din partea lui Joel. Vom vedea cum va fi transpusă da, partea asta, asta spun. TV, dar și eu tind să cred că această chestie e exact, adică nu îți vei da seama că Joel este neapărat un personaj bun, înțelegi? Vei ajunge să simpatizezi cu el și vei înțelege că Joel are și porțile lui negative puternice, așa cum am văzut și în episodul 1 în care Joel practic l-a omorât pe soldatul la Fedra sau ce era. Da, 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 da. Lucru care nu era neapărat necesar și dar și dacă era necesar, nu modul în care l-a omorât Joel. Scena aia a fost, ca au zis și regizorii, a fost creată ca să o pună în evidență sau să pună în evidență efectul pe care l-are asupra lui Ellie. Că ei, Craig și cu Neil, au refolosit termenul ăsta, au activat-o pe Ellie și de-aia și cadrul ăla pe ea. Să fac o mic contrast cu Sarah, în care Sarah era zăpăcită și vai de capul ei când Joel i-a fript în cap o cheie lui baba aia. Spre deosebire de Ellie, care dacă te uiți efectiv la cadrul ăla, are puțină o mică excitare pe față. Stă acolo locului și se uită acolo și oh my god, this is so cool, ceva în genul ăsta, știi? Și așa a fost și gândită scena, că ți-am zis, ăștia repetă cuvântul activated Ellie. De-aia a fost făcută scena aia, ca să fie făcută asta. Și apropo de Fedra, bine că mi-ai zis că uitasem, în joc, acolo când se duc în Capitol Building, e Fedra. Și se luptă Fireflies cu Fedra, așa mor Fireflies aia. Pe când aici i-au făcut infectați. Și Troy, în timpul podcastului, l-a întrebat, băi, de ce nu s-a luptat cu Fedra? Și la care Craig zice, păi, ce logică ar fi avut? Că Fedra stă în oraș să apere orașul, au zona de tampon din afara orașului ca să lumea să nu circule in and out și ce logică ar avea ca Fedra să stea tocmai până acolo? Că n-au nimic, n-au nicio resursă de luat, nu este niciun scop. Și după aia au legat faza faină cu clickerii, că în joc clickerii s-a tras de zgomot. Aici s-a tras de Joel că a călcat pe... Da, pentru că se activează unul dintre... Pe vița aia, da. Și mi s-a părut foarte faină chestia asta, foarte organic implementată, că de ce ar fi fost Fedra acolo? Și putea să spună un motiv, nu știu, au auzit ei de activitate Firefly, dar în același timp, de ce s-ar fi deplasat tocmai din oraș, se ducă să se împuște, posibil să moară, și numai prin scenariu aproape imposibil de a trimite o armată pe unde a trecut Joel și cu Tess și cu Ellie, să fi trecut o armată mică Fedra, să fie ajuns întreagă până acolo ca să se măcelărească între ei cu Fireflies ca după aia să vină înapoi, ar fi fost, știi, n-ar fi avut logică. De-aia nu i-a implementat în clădirea aia. Mi se pare foarte tare că Craig reușește să se impună, știi, și adică există un input și din partea celui creatorului jocului, Neil Druckmann, dar și Craig vine și rediscută unele dintre scene ale jocului și au gândit în așa fel încât să îmbunătățească motivația poveștirii. Adică deja avem două lucruri care au fost schimbate mari, mă rog, mari. Primul pe care l-ai spus tu și al doilea lucru, modul de operare și care este, să zicem, cum reacționează dușmanii. Și faptul că au schimbat cu mentalitatea asta de hype și are o implicație majoră, știi? Chestia asta nu exista în joc. Acum avem treaba asta, este diferit, știi? Modul de gândire ai neamicilor și cum care... cum ne așteptăm noi ca privitori ca ei să reacționeze. Reguli care sunt deja prezentate de test. Și mi se pare că au reușit să îmbunătățească, știi, niște lucruri și bravo lor. Este important că se țin de poveste, dar nu respectă 100%, ci au găsit locuri în care să mai îmbunătățească, știi? Nu o trag în jos, mi se pare că trag povestea în sus. Da, o ridic. Cu aceste lucruri.
Cu atât mai Cum bine ți-a părut? dacă ești gamer. Eu mai am aici de punctat la fix la moarte, Mai dacă zic. ai tu ceva de zis. Cum ți s-a părut, asta vreau să revin la subiect, cum ți s-a părut moartea lui Tesla? Ajungi și acolo, dar înainte e un discurs pe care l-are față de Joel. Și eu am notat așa că asta am zis și despre joc, dar nu așa. E menit să scoate în evidență că Tesla bază, indiferent câte mizerii a făcut ca să supraviețuiască, cot la cot cu Joel, tot a rămas Da. la nucleul ei, în sufletul ei, un om bun. De-aia îl roagă pe Joel, citez, fix this, îi spune lui Joel, fix, nu alt cuvânt, fix, repară asta. Și aici se referă să compenseze pentru toate lucrurile dark pe care le-au făcut de-a lungul anilor. Ea, exact ca Kevin Costner în A Perfect World, e pur și simplu o supraviețuitoare mulată de toate rahaturile pe care a fost nevoit să le facă, dar deși nu putea dormi noaptea, pardon, deși le-a făcut, nu au corupt-o. Și din cauza asta nu putea dormi noaptea. Tess a rămas și a păstrat nucleul ăla mic de umanitate, iar redemonstrând cât de bună e povestea, fiindcă nu e vorba despre bine și rău. Poți fi un om bun să faci lucruri oribile și ai o alegere, știi? Aleg să supraviețuiesc sau aleg să nu mai dorm noaptea. Joel a ales să supraviețuiască și el nu se gândea niciodată înainte. O chestie care, sincer, cred că ar fi amplificat și mai mișto, și mai mult momentul ăsta între Joel și Tess. În joc spune foarte mișto Joel că we are survivors, Tess. Aici nu zice. Da, așa este. Aici nu zice. No. Dar probabil au lăsat toată greutatea acelei scene să fie cărată de Tess. Pe când el zice două, trei replici, în rest cred că care ar fi raportul? 80-20? 80 ea, 20 Joel? Ceva în genul ăsta? No. La Da, da, scena aia? da, Și da. cred că a fost fix menit să evidențieze prin ce trece un om bun la suflet într-o lume de care o forțează să facă sau care îl forțează să facă lucruri oribile. Ai observat reacția fizică a lui Joel în momentul în care a aflat că Tess este infectată? Mi se pare că s-a dat în spate, nu rețin exact. Exact, s-a dat în spate. Știi, deja a început să Survival mode. deconecteze. Survival mode, da, s-a activat survival mode. Iar Tess a acceptat acest lucru, știi. Într-un final, i-a arătat mușcătura și deja, adică Tess devenise, nu știu, am simțit în toate aceste chestii că Tess ar fi avut nevoie, să zicem, de o îmbrățișare, nu știu, poate un sărut, și m-a amuzat L-a că primit. scena, L-a primit. da, că l-a primit, dar nu de la cine trebuie. Și nu cum trebuie. Da, și nu cum trebuie. Deci la asta, fix la asta m-am gândit în momentul în care se certau, știi, bă, da, nu se duce măcar să o ia în brațe și au la revedere, adică nu știu ce. Ești conștient că din adins a fost făcută chestia aia. Da. Știu, m-am gândit la treaba asta și după aia când au venit, mi s-a părut ușor melodramatic, știi, momentul infectării când se oprește acel clicker și, mă rog, Rana, pentru că acel nu era infectat clicker. runner, așa, și o infectează printr-un sărut. Sărut, da. Da, și mi-a plăcut foarte mult la scenă, știi, momentul în care ea tot se chinuia să-și aprinde bricheta și vezi așa parcă fărâma de umanitate cum dispare încet încet și cu ultimele puteri de umanitate reușește totuși să aprindă bricheta, știi, și să-i A dea fost drumul. intenționată aia. Da, Au evident că a zis. fost Nu, eu zic, au intenționat. zis fix așa, au gândit-o că când își face ăla treaba lui și când o frenciuiește Pepe Le Pew, ea dă din ce în ce mai rar. Da. Păi Și se da, observă a asta. Și fost. la final Se spune, mai observă asta. încerc o dată, că dacă nu, ea deja se preda, știi? Adică nu mai avea să facă, se preda. Probabil Da. deja începea să o infecteze chestia aia, cine știe cât a trecut în timp real de când așa. Exact. Adică, cu siguranță, așa au gândit-o și ei, ca regizori, și la fel. Adică, au ilustrat perfect metoda asta. Ok, hai să. Deja dădea mai încet, mai rar,
Știi, și simți că ultima oară, știi, eu cu ultimele puterie reușește Fix să asta a prinde fost. bricheta. Da, fix despre asta a fost. Și mi-a plăcut. A fost Și un... sărutul ăla a fost filmat de 2 ori, odată cu blur pe cei în spatele cuplului, să-i zic așa, că Neil Druckmann s-a ocupat, și odată fără. Prima dată au filmat fără blur pe hoardă, că tu-i vezi over the shoulder de la ea, cum se apropie Da. ăla, și în spate e blur pe ei. Dar prima dată a fost filmat fără blur. Și după aia s-a îngădit Neil Druckmann. Era pe o... Nu știu dacă ai momente din astea în care îți vine o idee, dar nu ești destul de sigur încât să mergi pe ea și poate fi ceva grozav dacă o alegi, dacă alegi să mergi pe ideea aia, sau n-alegi să mergi. Whatever. Ei, și Neil era într-o situație din aia și s-a gândit, băi, hai să filmez, că nu știu cum arată. Nu știu cum ar arăta și cu blur. Hai să filmez și cu. Pe lângă asta a zis că dacă nu filmam cu blur și spuneam lui Craig după, mă lua și mă înjura și urla la mine că de ce dracu n-ai filmat în gâtul mătii. Dacă ți-a venit ideea, de ce l-ai filmat? Erai acolo, știi? You had one job. Și a filmat-o și cu aia, tocmai ca să accentueze intimitatea din momentul ăla. Și mie mi s-a părut like ciudată alegerea artistică de a primi sărutul, mă rog, dulce a morții, dacă poate fi numit dulce, dar ei gândindu-se iar la 70.000 de variante în care e mușcată de vie și știi de... Cum se întâmplă filme cu zombie? Când moare cu grenada în Corect. mână și nu știu ce. Chestiunea s-au gândit cum să facă grotească scena, dar în același timp stilistic impresionant și de-aia au ajuns la concluzia cu sărutul și Da, cu mă blur. gândesc că ok, și Tess la un moment dat, adică a abandonat, adică și-a dat seama că este infectată și că până la urmă, adică deja se împăcase cu soarta ei, cu faptul că ori va reuși să se sinucide, ori va deveni pur și simplu infectată. Pentru că, evident, dacă se apropia la o putea să-l împuște direct în cap și nu știu ce. Dar veneau restul pe ea și... Da, am observat că aici o chestie care mi s-a părut destul de dubioasă în momentul în care s-au deschis ușile primii, adică trec destul de mulți runneri pe lângă ea și nu o bagă în seamă. Și am stat și m-am gândit dacă e vorba de faptul că Că e poate au infectată. simțit, da, poate au simțit că este infectată Și și eu mă nu, gândesc asta, nu? da, și nu era neapărat important să o abordeze pe aia pentru că deja lucrurile erau stabilite și trebuiau să alerge pentru după cei care erau neinfectați. Și mi se pare viabilă genul ăsta de, știi, supoziția mea, pentru că trec destul de mulți și la un moment dat cineva se oprește. Ok, dacă ar fi tratat-o ca ceilalți, probabil ar fi fost 20 care ar fi impresurat-o din prima, știi, și ar fi încercat să o muște, dar se oprește unul singur și se apropie destul de încet către ea și o sărută, știi, și acceptă să fie sărutată. Probabil gândindu-se la scena de mai devreme, știi? Că nu a primit sărutul de care cred că avea nevoie de la Joel. Am înțeles, tu ai romanța puțin, dar aici... Da, pentru că mi s-a părut că ar fi fost romanțat foarte mult din toate din toate felurile și metodele de infectare. Nu, mi se pare că au ales sărutul pentru că au vrut să spună ceva. Adică, nu știu, puteau să o muște, putea, nu știu, să ridice mâna și din mână să iasă ceva, firicele și să intre în ochi sau în nas. Adică, din toate felurile de infectare au ales sărutul, știi? Și nu mi se pare că Am au înțeles. ales întâmplător. Și tu spui că ea, dorindu-și afecțiune, singura la final care a fost alături de ea să-i arate puțin afecțiune, a fost moartea însăși. Ceea ce e ironic. Da, dar nu neapărat, adică nu cred că și pur și simplu a îmbrățișat chestia asta, sărutul morții, exact cum ai spus tu, și poate și a fost îmbrățișarea momentului morții, a fost în așa fel gândindu-se la ce n-a avut cu Joel mai jos. Eu așa am gândit-o, așa am simțit, știi, că de asta probabil ea
a dat voie să fie sărutată, că până la urmă putea să, ok, venea tipul ăla, îi trăgea un glonț în cap și that's it, știi? Adică până la urmă ea îi dă voie lui să fie sărutată. Da, a fost premeditată scena, scrisă la modul că ea știe că dacă fuge sau face ceva, o să vină hoarda peste ea. Și de-aia tot încerca cu pricheta. A fost exact cum zici tu, dar eu spun ce au zis regizorii. Ea a rămas acolo împământată, fiindcă, unu, știa că o să vină ea după ea și nu rezolvă nimic. Și, doi, încerca tot și să... Și pierdea. Da, și pur și simplu nu avea cum să se mute din locul ăla, pentru că în locul ăla exista zi, benzină sau ce era aia, motorină pe jos și avea nevoie să aprindă bricheta ca să provoace explozia respectivă. Deci, da. Inițial, instinctul meu a fost... Cum am zis la început, că mi s-a părut ceva non-ceremonios și am notat aici că, bine, asta poate e copilul din mine, dar spuneam, dacă ar fi fost ceva mai cool, știi, ca în anii 90, în genul ăla de filme de acțiune, cu o replică, get me, motherfuckers, și apoi super close-up pe brichetă, cum cade slow motion cu flacăra aia, apoi camera cum urmărește flăcările care se duc spre butoaie și apoi în ultim cadru cu cei 50 de clickeri care vin pe ea, ca după aia să fie boom-ul din exteriorul clădirii, știi? Mi s-a părut puțin non-ceremonios, dar, într-adevăr, varianta romanțată e peste puterile mele de creație. Eu, sincer, nu mi-am imaginat și eu exact ce ți-ai imaginat și tu, pentru că am mai văzut într-o grămadă de filme, dar nu vroiam să fie așa. Pentru că tot ce a fost până acum, există o idee de... e vorba de realism, de cruntul realism care se întâmplă și care influențează și relațiile dintre ei și lumea în care trăiesc și nu mi-ar fi plăcut să fi venit cu niște efecte speciale de genul bricheta zboare în aer, în slow motion și atinge solul, vedem flăcările în slow motion care se duc către grenade și grenadele explodează, bla bla bla. Nu, vreau ceva raw, știi, fix așa, o explozie, puf, mă rog, care se vede că sunt niște efecte speciale, pentru că e mai mic cadru care... e făcut așa, dar nu mi-aș fi dorit acel slow și acel detaliu de... Nu, este perfect făcut. Ce am pierdut aici să spun este momentul în care Joel ia decizia să o asculte pe Tess. Nu știu dacă ai observat, el nu spune niciun cuvânt, la un moment dat se trezește din acel... momentul respectiv și o înfașcă pe Ellie și o ia de mână, o trage după el și îi spune hai să mergem, știi? Ceea ce duce la ideea mea de care ți-am spus, Tess era strategul, iar Joel acționează la impuls, știi? El în momentul ăla a luat o hotărâre și luând o hotărâre este exploziv, știi? În hotărârea lui, adică Hawk se pune... o ia de mână și îi spune, hai să mergem. Mă da, rog, nu, era nu, și situația. Nu este un personaj foarte deep. Da, și situația impune acest lucru, să facă treaba asta, pentru că veneau runnerii rapid. Dar nu la revedere, nu hai să te îmbrățișez, nu nimic. Adică nu îi spune la revedere lui Da, nu, se întoarce și pleacă. Se întoarce și pleacă. Da. Și rămân consecvenți în descrierea, cel puțin în momentul ăsta al lui Joel, știi, la care este capacitatea lui nu intelectuală, ci sociabilă, a ceea ce simte el, știi? Cred și este limitată deocamdată. Relațională. Ai găsit cuvântul, căutam, dar nu l-am găsit. Da, este lipsit de oxitocină, Joel, ca să îi spunem așa. Da. Dar în același timp înțelegem că de-aia au fost toate scenele alea cu el din unul, ca să nu ia exact familia cu copilul. Aruncă copilul ăla în foc. Nu mai știu ce face după aia și... Ok, am stabilit cine e Joel. Acum vedem consecințele. Vedem desfășurarea lui ca personaj. Și ia toate deciziile corecte portretizării lui anterioare. Exact, exact. Adică pentru poate mulți, poate o fi o parte dintre oameni care vor fi nemulțumiți că nu a existat acolo ceva
o intimitate ceva minimă între ei doi. Umanitate chiar, că ce da, lipsă. Sau umanitate. Așa, dar ea este perfect argumentată de tot ce s-a întâmplat anterior și asta ne-a plăcut și nouă la povestea din joc și ne place și la povestea din serial. E... Cu cât ceea ce vedem noi... este argumentat. Cu cât discutăm Da. Noi chestiile astea, îmi dau seama cât de excepțional de scris e ăsta. Adică, prin faptul că discutăm și fiecare aduce câte un element dincolo încoace, în timpul discuției îmi dau seama că tot se adună, nu indicii neapărat, sau da, cred că dovezi, sau din lipsa unui cuvânt mai bun, se adună dovezi cât de excelentă e treaba aia și cât de excelentă e treaba aia și cât de excelentă e treaba aia, știi? Și pur și simplu vin claie, grămadă, chestii și îți dai seama, mamă, bă, câte aspecte și câte paralele au fost trase și în ce direcție au dus-o și cum s-a gândit la ea, adică fiecare chestie mică în parte a fost super gândită și așa ceva e, din punctul meu de vedere, e absolut, adică a masterclass a fi, nu știu, un fel de insultă să-i spui lui Craig și lui Neil în treaba asta, fiindcă e atât de bine plănuit, atât de minuțios făcut. Știi, dacă există undeva lene și de lăsare, ăsta e perfect spectru opus. Gândit corect, tot, sunt de acord. Tot, fiecare frame, fiecare, în afară de faza cu Tommy de la început, când nu putea să treacă peste mașină. Aia a fost nu știu ce. Dar mă rog, aia nu evidențiază ceva narativ. Aia pur și simplu a fost whatever. Dar din punct de vedere narativ scris mi se pare absolut. Adică eu îmi dau seama, din nou vorbind, la ce nivel trebuie să fii ca să ajungi să scrii o poveste cu adevărat bună din cel mai pur punct de vedere, să construiești ceva, nu doar scriind personaj bun, inamic, rău, Marvel, știi? Personaj bun, rău, bătaie, bun, câștigă, punct. China, vânzări, știi? Da, înțeleg ce vrei să spui. Este foarte ok și este lângă faptul, adică acest realism al personajelor, că nimeni de aici nu alege să fie bun sau rău și nu sunt definiția clasicului rău sau bun. Toate personajele de fapt sunt complexe și o să fie mișto pentru că este genul ăla de poveste în care vom întâlni pe de-a lungul desfășurării acțiunii personaje complexe care nu neapărat sunt rele sau bune prin definiția noastră clasică de a defini acest lucru. Vom vedea clar, adică nu vom vedea foarte multe nuanțe de gri și foarte puține de nuanțe de alb sau negru în acest serial. Și îmi place lucrul ăsta. Da, fiindcă denotă o maturitate și o înțelegere a realității extraordinare, fiindcă și noi la urma urmei uneori suntem oameni de căcat, uneori suntem oameni fine, depinde cu cine, cum, în ce interacțiuni. Știi, nu există pure evil, să ai Superman și, nu știu, anti-Superman sau Batman și da. Joker sau... Alea sunt chestii faine, dar sunt povești de copii la urma urmei ca ei să înțeleagă principii simple de moralitate, știi? Uite, Batman e bun că nu știu ce și Joker e rău că nu știu ce, știi? Deși și ei au nuanțe, dar am dat un exemplu ca să fie, știi? Să nu fie ceva atât de evident, că și Joel nu e nicio persoană bună la urma urmei. Și ele au omorât oameni, adică... Da, corect. Și sunt, adică toți au ceva întunecat în ei și așa, sunt personaje complexe, nu sunt nici Ellie, nu, până și Ellie, nici ea nu reprezintă puritatea sau, nu e vorba despre asta aici. Da, toți de-aia sunt cred personaje că, complexe. De-aia cred că și ies în evidență momentele alea de liniște și pace din joc cu Ellie, când mânghe girafa, când nu mai știu ce, când de exemplu în Left Behind, când ăla are tot povestire în oglindă și odată ai grijă de Joel pe timpul iernii și odată ești cu Riley și când ești cu Riley nici n-ai pistol, mi se pare, 80% din aia. Te joci cu un pistol cu apă, îți pui măști de Halloween, ești pur și simplu un copil, știi? Și cred că momentele alea sunt atât de speciale și ies atât de bine puse în evidență, în tocmai în contrastul nociv al lumii și cu toate chestiile alea. Că așa poți să faci un joc în care niște copii sunt copii, dar de ce e special? Și uite da, că aici înțeleg. ești.
Da. Ce te aștepți de la episodul 3? Nu, păi am mai zis asta. Mă aștept cu Bill și Frank, mă aștept, deci, explorare, jumate, poate să fie... De fapt, eu nu mă aștept la nimic, dar încerc să-l prezic. Jumate, explorare, ceva sneaking around. După aia se întâlnește cu Bill și Frank. Presupun că o să aibă loc scena aia când Bill e supărat pe Joel că declanșează toate acțiunile din toate capcanele lui din oraș. Și scena aia faimoasă când o încătușează și pe Ellie. După aia spune, "You owe me this." Ăla spune, "Ok, whatever, fuck you, Joel. Ok, te ajut." Pun la cale un plan în care niște blueprints pe o masă undeva. Ca să ajungă până să ia bateria. Și ca să ajungă să ia bateria, trebuie să treacă prin școala aia de clicker. Vedem și un bloater acolo și după aia trec mai departe și se termină episodul cu scena faimoasă din mașină cât ei se duc spre, m-am uitat, universitate sau mai știu. Sau Da, nu, eu nu, cred stai, că că trebuie să ajung la Tommy. Da. mi se pare că episodul 3 ăsta e definitoriu, să-mi dau seama cât de rapid introduc acțiunea Am înțeles. în serial sau nu, știi? Și dacă se întâmplă exact cum ai spus tu, ce ai spus pe anterior, înseamnă că lucrurile se vor întâmpla destul de rapid. Eu mă aștept ca partea lor de explorare în episodul 3 să continue și, de fapt, și să fie spre final să intervine partea de acțiune până ajung la, cum îl cheamă, Frank? Frank îl Bill? cheamă. Bill e Pe Bill. principal. Așa, Și Frank și e iubitul lui. da, momentul întâlnirii între Bill și el să fie oarecum la finalul jocului. Și de acolo episodul 4 să înceapă cu fac planuri și nu știu ce. Am înțeles, Dacă da, este cu... văd asta, dar nu cred la modul în care merge. Dar înțeleg perfect ce spui, că dacă se întâmplă asta, Da, exact. episodul 3 setează pasul, ritmul. Asta. Exact, a întregii povești. Dar dacă se întâmplă exact cum ai spus tu, e clar că povestea va fi A accelerată primului și joc, lucrurile da. la primului joc. N-aș avea o problemă cu asta dacă în 6 luni ar apărea sezonul 2, știi, da? Să aștepți cel puțin un an, poate doi. Uai, oribil, oribil. Nu, doi, sper să nu fie. Nici eu n-aș avea o problemă așa. Dar dacă fac așa cum, nu știu, prevăd eu, este să introducă, adică să nu simțim că trag de timp. Dacă fac exact cum ai spus tu, mie că deja ard prea mult din acțiunea jocului și din povestea jocului. Vom vedea până la urmă. Ți-am zis, sper doar ca povestea jocului să dureze cel puțin două episoade. Da, eu Și n-aș cam fi avut atât. o problemă să aibă de 2 ori mai multe episoade în care un episod era explorare, îți dădea puțin acțiune, un cliffhanger, va urma, după aia în episodul 2, 45 la, nu, 75% din episod e acțiunea declanșată anterior, după care iar o explorare până la următorul cliffhanger, că ok, am ajuns acolo. Și după aia iar explorare, iar acțiune, cliffhanger, iar explorare. N-aș fi avut o problemă, știi, că să fie efect 90% explorare, 10% puțin acțiune, ca după aia să fie invers proporțional. 90% acțiune cu 10% explorare. Și așa ar fi, cred că ar fi fost foarte ok și așa. Da, nu știu, până la urmă vom vedea. Oricum, m-a surprins faptul că a început și al doilea episod cu în același Da. tip și sper ca acest lucru să se întâmple pe tot parcursul episoadelor, să folosească o scenă de genul ăsta și pare că așa vor face. Și rămâne de văzut ce vedem în episodul 3. Cam atât. Da, cam asta a fost. Eu nu mai am Cam asta absolut a fost. nimic de... Ne-am luat țeapă. Nicio. Deci acum am depășit. Avem 10 minute peste ce am avut episodul trecut, când am avut de discutat multe și acum am discutat și mai multe. Nu înțeles. Personajele încep să se contureze și cred că discuția noastră se va axa foarte mult pe chestia asta. Știi cum vor fi întrunite, să zicem, așteptările noastre sau ce am văzut în joc versus film și cum reușesc ei să transpună relațiile. Da, vom avea de discutat pe parcursul Da, acestui abia serial. aștept episodul 3, abia-l Da, aștept. Și pe de cealaltă și eu la parte, fel. deși e tentant să bagi binging, știi, să puf, luați-le asta va sezonul 1 complet azi.
Îmi place chestia asta, asta că e nostalgică, că noi am crescut cu episoade 1 pe săptămână. Exact. Dacă crești cu stil Netflix, n-ai cum să ai nostalgia asta, dar mie îmi place, fiindcă te face să aștepți ziua respectivă. Ești încântat de ceva, pe când eu în viață devin din ce în ce mai puțin încântat de aproape orice aspect a vieții, chiar și de jocuri, chiar și de orice, pe când o mică fărâmă din copilărie încă mai rămâne în sufletul meu atunci când aștept un episod dintr-un serial care îmi place apând săptămânal. Spre deosebire de puf, te trântesc tot deodată. Cel mai tare am observat asta, eu m-am îndrăgostit de Modern Family, de serialul ăla. Ăla are vreo 10, are vreo 10 sezoane și l-am văzut binge, l-am văzut, nu știu, într-o lună sau în două. Și la modul când se termină, știi tu că ai văzut multe seriale de-a lungul anilor, care tot la fel, de la săptămână la săptămână, și se termină bittersweet. Numai că eu n-am putut să am parte de durerea aia dulce de inimă, fiindcă eu am văzut serialul în două luni, pe când oamenii care l-au urmărit de la început au avut 10 ani să-și creeze o relație cu personajele de acolo. Și spun asta fiindcă e legat de mine și Joel, cum ar veni, că de-aia m-am rupt în două de la asta v-ați partea a doua. Am avut 10 ani cu Joel în sufletul meu, în care l-am iubit ca personaj și ca prieten și ca ce vrei tu. Pe când dacă apărea din prima cu la asta v-ați partea 1, în 6 luni sau în 2 luni apărea partea a doua, nu mai avea același impact. Dar stând cu Joel în sufletul meu 10 ani, m-a terminat jocul 2. Și de-aia îmi place și partea asta. Că îți creează deci, timp dacă durează 5-6 ani, știi? Deci, sumarizând, să spunem, un ritm mai lent în care ți se dezvoluie povestea, cum se întâmplă și cu The Last of Us în aceste două episoade, cum se întâmplă și în mod real faptul că avem o săptămână din fiecare episod, cum s-a întâmplat și la tine, că ai jucat The Last of Us acum 10 ani. Și ai avut timp să te gândești la Joel până în momentul în care ai jucat Last of Us volumul 2 și impactul da, ce s-a întâmplat în momentul da, impactul scenei respective. Da, știi, încerc să fac această legătură pentru că câteodată nu ne dăm impresia cât de mult contează să ai un ritm mai lent în care să fii în stare să asimilezi și să procesezi o grămadă de gânduri și sentimente față de serialul ăsta. Vin cu ideea asta pentru că mai sunt ceilalți care probabil sunt mai tineri ca noi și care sunt obișnuiți să primească conținutul la un click de aplicație și este un mod diferit față de TikTok în care primești instant dopamina respectivă este un mod diferit și mi se pare mai profund în care ai timp să îți dai seama care e sentimentul pe care îl trăiești, îl aprofundezi. Sunt mai multe lucruri. Îmi place partea asta lentă, îmi place mai mult decât rapiditatea. Apropo de TikTok, încep să apară articole sau jurnale științifice în care n-am citit, dar încep să apară articole în care spun că studiile ar indica că ăla îți poate prăji creierul. La modul că tu dacă primești dopamină, la fel funcționează și drogurile. De-aia devii din ce în ce mai tolerant la droguri. Că neurotransmițătorii se obișnuiesc la un moment dat cu cantitatea de X și vrea mai mult. Vrea un gram, 100, un și gram. Și mi se pare ceva normal. Adică, cred că până la urmă, nu neapărat știi, adică nu aș lua într-o chestie aia, nu consumați TikTok, e rău pentru voi și nu știu ce. Dar orice tip de lucru de care abuzezi, într-un final vei reuși să recreezi din ce în ce mai greu acea emoție interioară. Deci dacă abuzezi de orice fel de activitate, ți se va întâmpla acest lucru. Până la urmă și mie mi se întâmplă în profesia mea. Dacă abuzăm foarte mult de abilitatea asta de a edita și așa, risc câteodată să nu simt anumite lucruri.
Și s-ar putea și ție să se întâmplă lucrul ăsta, mie unul și se întâmplă. Dar e normal, de aia e important să obții în echilibru. Dar am zis asta legat Da. de asta, nu de 10 ani, de 8 ani, în 2021. Deci în 2013 a apărut primul și abia al doilea a apărut în 2020, 2020 sau 2021? 2020 parcă, oare vrea cu 2 ani în vară. Da, deci 2013 până în 2020, 7 ani, cam așa. Am avut timp pe Joel să-l am în inima mea 8 ani, după care s-a întâmplat 2. Pe când dacă mi-l dădea la o lună după sau chiar și la un an, nu era la fel de puternic impactul. Fiindcă tu ai trecut prin viață, au trecut 7 ani, ai făcut chestii în alea 7 ani, le-ai pus deoparte și pe aia te revezi cu un prieten. Eu așa îl percep pe Joel sau l-am perceput ca un prieten vechi pe care îl revăd și după aia se întâmplă ceva major în storyline și te impactează altfel sau mai impactează altfel decât dacă l-aș fi văzut, nu știu, la un an după, știi, Call of Duty style. Până și Call of Duty s-a rănit, acum apare la 2 ani, nu doar la un an. Da. Ceea și ce cred că să fie foarte bine. Și cam asta a fost. Asta a fost și lecția de moralitate și lecția de viață, copii. Nu mai stați pe TikTok. Eu zic că ăla e un canal și o mizerie de chestii și tu ai fost mai finuț, dar nu, chestia e absolut oribilă. E, efectiv, e canalizarea internetului e absolut dezgustătoare și atroce. Grobiană și orice alt sinonim pentru sewer, pentru canalizare vrei să folosești, e absolut dezgustătoare. Nu cred că poate facem, nu știu, un podcast separat să discutăm pe larg acest subiect, dar nu cred că este prea mult să mai povestim despre asta aici. Corect, nu, atât am vrut să zic. Am vrut să-mi da. Cimentez poziția mea asupra TikTok. Dar în rest, aia e. Deci ne revedem la episodul 3. Doamne ajută, totul e bine. Nu uitați, dacă ați văzut acest episod și nu sunteți abonat, mă rog, abonat, membru, o puteți face și ne puteți susține canalul dacă vă place munca noastră, dacă vă place ce vedeți, apăsând pe butonul de alăture-te, de join. Și cam atât a fost. Iar dacă îl vezi ca membru, vă mulțumim frumos pentru sprijin, fiindcă ajută mai mult decât aveți idee și noi putem exprima. Seară bună, doamnelor și domnilor, numai bine. Lăsați păreri în comentarii sau comentarii în păreri, cum vreți. Atât am avut de zis, Daniel. O seară frumoasă.